Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ionțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici, live pe Facebook, în sufragerie, într-o ediție de sărbătoare. După cum vedeți aici, am decorat și eu cum am putut sufrageria. Și astăzi vom vorbi, astăzi vom vorbi, dragi prieteni, despre sărbătoarea Crăciunului, despre sărbătorile acestea, nu aici magice, pentru că știu că e un termen folosit, magice, dar noi aici tot timpul am vorbit despre sărbători în sens creștin. Așa cum este frumos și așa cum este creștinește, vom vorbi despre sărbătoarea Crăciunului și vom vorbi și despre nu Moș Nicolae, cum îl știm cu toții. Dar sigur, uite, va veni Moș Nicolae, ne va duce la fiecare după faptă și răsplată, cum se zice. Să vedem ce vom găsi în ghetuțe. Le doresc tuturor copiilor să primească ceea ce își doresc și pe această cale le urez la mulți ani încă de acum tuturor Nicoletelor, Nicolailor și toți cei care... Niki, Nicol, toți cei care au acest nume foarte, foarte frumos, dar vom vorbi și despre ce înseamnă Sfântul Nicolae, de unde vine, de fapt, această sărbătoare, împreună cu Părintele Lucian Gameniță, care se află din nou alături de mine aici și mulțumesc că a venit aici, a revenit în sfragerie și alături de care facem aceste live-uri foarte, foarte frumoase. Și trec mai așa să ne vedem mai bine. Așa, gata! Bună seara, domnul Cătălin, bună seara da. Tuturor celor care ne urmăresc. Așa. Ne bucurăm că ne vedem și în această ediție în sufragerie. Spectaculoasă! La o rubrică de iarăși credință și spiritualitate. Spiritualitate. Da. Știți că la rubrica am renunțat, dar invitații rămân și se vor numi tot așa, în sufragerie, dar sigur astăzi, fiind Părintele Lucian Gameniță, despre credință și spiritualitate vom vorbi. Da. Este o perioadă frumoasă, o perioadă plăcută, nu numai copiilor și nouă tuturor. Da. Copiilor de toate vârstele. Ne dorim și ne place această perioadă, putem să spunem, magică. Și chiar și magică. Putem, da? Da. Pentru că nu magii de la răsărit cu steaua călătorii. Nu vine de la magie, ci de la magi, de la ceva frumos care nu poate fi realizat practic de noi. Noi facem aici ședința în direct, aici, să ne vedem. Așa. Aici, bineînțeles, așa, gata. Sunt și camera mare acestei emisiuni, ca să vadă cât mai bine. Da. Ne vedem. Și acum am găsit o poziție bună. Da. Aș dori să precizăm că toate aceste sărbători pe care noi le numim de iarnă, care încep de la sărbătoarea de mâine, de fapt de astăzi din punct de vedere spiritual, din punct de vedere teologic, pentru că o sărbătoare, ziua liturgică începe cu vecernia, și de astăzi, adică de la începe la 5, atunci începe vecernia, da? Este slujba vecernii, slujba închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Uh-huh. Și până la sărbătoarea pe care noi o considerăm tot a Crăciunului, Sfântului Ioan Botezător. Aceste sărbători de iarnă practic culminează. Și dintre ele, cea mai importantă, bineînțeles, este și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere duhovnicesc, și din punct de vedere lumesc, ca să spunem așa, cea mai importantă, bineînțeles, este sărbătoarea nașterii Mântuitorului, sau, cum mai spunem în popor, Crăciun. Da. Pentru că sărbătoarea, practic, se numește nașterea Mântuitorului. Asta înseamnă, exact. Dar Crăciunul vine de la acel obicei al Crăciunului, al omului Crăciun, care aduce daruri și bucurii. Și legenda este foarte frumoasă. O să și e legat de Sfânta Fecioară Maria, de... Da, bineînțeles, de nașterea, practic, tot de nașterea Mântuitorului. Dar începând de mâine, de astăzi, și Sfântul Nicolae aduce bucurie, obiceiul bucurie creștinilor, copiilor, sperăm noi că și părinților care... Da, care sperăm că au fost cu minți și ei. Da, bineînțeles, și au depus efort și poate depune efort pentru a vedea zâmbetul și fericirea copiilor lor. Au depus efort în sensul că vorbesc cu Moș Nicolae. Da, bineînțeles. Ca să înțeleagă și copiii, bineînțeles. Exact. Asta nu se înțeleagă altceva, da. Sfântul, și aș lua așa pe rând cât de cât, pentru că până la emisiunea următoare
poate, sigur, care o să facem în luna ianuarie. În luna ianuarie, dar după sărbători, dar după sărbătorile de iarnă, după ce se vor termina aceste sărbători, ne vom reîntâlni. Rămâne de stabilit. Cu mare, mare drag ne vedem aici. Dar până atunci le vom lua pe rând și vom vorbi faptul, în primul rând, sigur, a fost și sărbătoarea Sfântului Andrei, care are o popularitate foarte mare la noi creștinii și la noi românii. Este primul cel care a creștinat în România și nu orice om, ci apostol, primul chemat. Despre Sfântul Nicolae, mulți cunosc mai mult, alții cunosc mai puțin, sigur, era un om din părinți credincioși, tatăl se numea Teofan și mama Nona, el tradus, prin traducere înseamnă biruitor de popoare. Și într-adevăr, dacă o luăm și înțelegem acest sens, această tradiție, până la urmă ne-a biruit și a intrat în sufletele tuturor creștinilor acest Sfânt Părinte, Sfântul Ierarh Nicolae. Sfântul Ierarh Nicolae a dus o viață, bineînțeles, o viață creștină, pentru că astfel, dacă nu ducea o viață după Hristos, după rânduiala lui Hristos și după sfatul lui Hristos, iată, sigur, nu era cinstit ca și sfânt, a adus o viață creștină, a intrat în monahism, s-a preoțit, a ajuns ierarh, ierarhul Miliolichii, el e din Asia Mică de origine și a primit și cununi, cununa Muceniciei, el este, a fost închis pe vremea acelor împărați prigonitorii Maximilian și Diocletian, a fost închis, dar cu venirea Sfântului Constantin cel Mare la putere, Sfântul Ierarh Nicolae a fost scos și repus iarăși la treapta ierarhică, de unde, practic, îl luaseră și îl închiseseră. A fost îndrumat de ierarh care chema tot Nicolae și luat sub ucenicia lui. Sfântul Ierarh Nicolae era un postitor, pentru că suntem, trebuie să amintim și lucrul acesta, pentru că suntem în perioada... Și să spunem lucrul ăsta, pentru că am văzut și bancuri, că suntem pe Facebook. Postitor nu înseamnă că postează pe Facebook, atunci nu era Facebook, fac eu o glumă așa, pentru că eu cred că Dumnezeu are simțul bolului. Atunci așa. Cred că e s-a numit postator. Ce ați postat astăzi? Da. Ce ați postit? Da. La postat. Da, dar e un joc de cuvinte aici și am văzut că e o glumă pe net, pe Facebook și am zis o... N-am observat. Deci a fost un postitor. A fost mare postitor și, bineînțeles, cu o viață sfântă, chiar o viață foarte sfântă. Sfântul Ierarh Nicolae, după... Știu că a ajutat foarte mult copiii, femeile, văduvele, era un om apropiat de către cei în suferință. A plecat spre durerile și suferințe și nevoile oamenilor. Și aici e o poveste foarte frumoasă. E o poveste foarte frumoasă, o să ajung și la ea, bineînțeles. Pentru că noi știm și din an în an Sfântul Ierarh Nicolae sosesc mereu la geam Moș Nicolae, cum este recunoscut în popor, aduce daruri și dulciuri tuturor copiilor care au fost cuminți și mai puțin cuminți, ca să așa, deci putem să primim și noi ceilalți și nu numai copiilor, această, ca să spunem așa, obicei și cutumă, pentru că da, e un obicei care se tot repetă devine cutumă. Și atunci această cutumă de a veni Sfântul Nicolae, sigur, se trage dintr-o întâmplare din vremea lui. Pentru că, ca și ierarh, se apleca spre nevoile și durerile oamenilor, iar în vremea Sfântului exista un părinte care avea trei fiice adolescente, ca să spunem așa,
care trebuiau să se căsătorească. Și atunci, pentru a opri desfrânarea, pentru că acel părinte nu avea posibilități financiare, materiale, ca să le căsătorească într-un mod cinstit, trebuia să le sacrifice, în ghilimele, să le dea spre desfrânare, ca să se poată căsători. Pentru că, pe timpul, probabil așa era cu zestre, cu anumită zestre și nu aveau, erau săraci. Și atunci Sfântul Nicolae, pentru a evita... Și fetele nu vreau să fie, să se căsătorească cu acei mari oameni. Și nu numai că cu acei oameni, dar să nu greșească. Chiar erau niște fete cu mici. Și pentru a evita această problemă și fără de lege, ca să spunem așa, Sfântul era Nicolae, a aruncat prima dată o punguță de galbeni tatălui, iar el văzând un om totuși cinstit, numai nevoia îl ducea ca să ducă spre desfrânare, a căsătorit prima fată în curăție și în cinste. Apoi, văzând Sfântul Nicolae că banii au fost întrebuințați bine, a aruncat și a doua punguță cu galbeni și astfel toate cele trei fiice au fost căsătorite într-un mod normal și cinstit pentru, dar sau datorită ajutorului pe care Sfântul le-a acordat-o fără știrea părintelui la început. Apoi a spus și a spus să mulțumească lui Dumnezeu. Aceasta din îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc în acest moment, Florin Sebastian, Maria, Cristina Firu, Pia Raicea, Lelioara Nicola, Irina Bogoslov, și Sabina Cruitoru, care și mulțumesc că distribuie aceste live-uri și că ne este mereu alături. Sabina Cruitoru ne spune: credința ortodoxă se găsește astăzi într-o lume aflată într-o continuă schimbare și într-o societate secularizată. Chiar și în această stare, lumea are nevoie de iubirea lui Dumnezeu și de prezența lui. În cadrul bisericii și a cultului divin, prin intermediul preoților, credincioșii participă la viața bisericii, la viața în Hristos, sfințindu-se și unindu-se cu Dumnezeirea, realizând astfel continuitatea existenței lui Hristos. Hristos și Biserica sunt o unitate inseparabilă și indisolubilă. Sunt potrivit Sfântul Ioan Gură de Aur, un singur neam al lui Dumnezeu și al oamenilor. Astfel este posibil ca cel care s-a îndepărtat de biserică prin urmarea pașilor necesari și sub îndrumarea unui preot cu har, nu este Lucian ca amenință să intre în comuniune cu Hristos, să devină izvor de înnoire spirituală, de iubire sfântă, de înțelepciune și curaj pentru a birui ispitele și necazurile, puterea de a face fapte bune rodite prin iubire, izvor de bucurie și de pace, pe care să le împărtășească celor din jur. Foarte frumos! Foarte frumos! Întotdeauna doamna Sabina ne încântă cu comentariul dânsei, cel puțin pe mine. Foarte frumos, da. Și pe mine și mulțumesc foarte mult că distribuie aceste live-uri și că mi este de fiecare dată alături aici live pe Facebook în suprație. Cum am spus, emisiunea asta nu e a mea. Este emisiunea noastră, a invitaților și a voastră, dragilor, pentru că voi o distribuiți, voi sunteți alături de noi și eu vă mulțumesc din tot sufletul și vă sunt recunoscător fiecăruia în parte. Îl salut și pe Cătostaicu și pe Mircea Ilie și pe toți cei care se află printre noi, se află printre noi și alături de noi și cei care nu se mai află printre noi și trebuie să spun lucrul ăsta, să mai înglumă mai serios, să spun tot de adevărul și le simțim prezența de acolo de sus. Eu cel puțin o simt tot timpul pe acea bunicului meu. Ion și pe a bunicilor și pe a strămoșilor mei și le mulțumesc că îmi sunt alături și mă simt păzit și iubit. Uite, asta mi-a venit să spun acum așa. Era o chestie chiar scoasă din cont. Și sigur iubit de Dumnezeu. Sigur. Chiar este un simplu păcătos. Cum spuneam, în perioada asta e o perioadă, să zicem, mai spirituală. Omul se apleacă mai mult spre cele duhovnicești sau așa trebuie, spre bucurie, spre... Să revenim la poveste, cu povestea fetelor și cu moș Nicolae, dar vreau să vorbim și despre post. Și despre post și ce înseamnă post. Da. Vă rog. Deci prima fată să se căsătorește. Toate cele trei fete, datorită ajutorului financiar pe care Sfântul Nicolae le-a acordat, a deprins ideea de milostenie pe care Sfântul a făcut-o familiei, să spunem așa, și bineînțeles de atunci el, ca un mare dăruitor, bine, Sfântul Nicolae a făcut multe minuni și fapte bune, atât în viață cât și după moarte, adică după trecere, mai bine zis, din punct de vedere spiritual, bisericesc, să spunem așa, pentru că moartea e de clasul sfârșitul veacurilor, moartea cea veșnică. Cei care trec în viața de dincolo,
nu putem să spunem morți. Dar moartea nu spunem există. Spunem adormiți într-o Hristos. Și eu cred lucrul ăsta, părinte. Dar și există da. Moarte spirituală. Moartea este... Nu este nădejde de înviere. Dincolo de... Adică oamenii când mor se duc într-o altă din lume, da? Moartea este... De fapt nimeni nu... Aristo știe asta, spune și pe știință. Nimic nu se pierde, totul se transformă. E doar o altă etapă. Da. Din punct de vedere, da, din punct de vedere, cum zicea, metafizic, așa, da? dar religios, dar nici religios nu putem vorbi despre moarte. Trecerea de la viața aceasta la viața veșnică, practic, este doar o trecere, un fenomen. Putem vorbi despre moarte și vorbesc Sfinții Părinți despre moarte, dar vorbesc despre moartea spirituală, atunci când nu mai este nădejdea învierii într-un Hristos. Atunci când nu mai este niciun pic de nădejde. Nădejdea e foarte importantă. O să salutăm și pe Giuvela Carmen și pe Adrian Cicat, managerul spitalului de la Orșova din Mehedin, și sigur pe Maria Cristina Firu, directoarea alături care am făcut și emisiune, directoarea bibliotecii Inge Bibicescu din Drobeta Turn Severin. Și mulțumesc că se află atât de noi. Și ne bucurăm și că ne urmăresc. Mai este și părintele, pentru cei care nu știați sau nu știți încă, este din Mehedințea, din Jirov, din județul Mehedințe, așa că da. Suntem între noi și Dol și Mehedințe. Acum, dacă tot îmi permiteți gluma, cum era, zisem și eu, de la altcineva, bineînțeles că nu am inventat-o eu, vis oricărui mehedințează devină, așa spuneați de lume, să devină Timișorean. Da, da, uneori mai aș fi și Doljean. Acum am fost să devin Doljean. Bună. Da, da. Acum că ți-a dus să vezi pe zona aia, nu pot să nu amintești rădăcinile mele din zona Deta, Banat, din partea bunicii mele, din, și, a mamei implicit, da. Care e jumătate Olteancă, jumătate Bănțeancă și a tatălui meu, care e din zona Muntenii. Deci eu sunt oarecum... De peste tot, de pretutine, și trebuie să recunosc că îmi sunt foarte dragi toate rudele mele și toate ramurile pe care le am, ca să zic român așa. De vest, da, român de vest. De... Și trebuie să spun lucrul ăsta, că chiar sunt mândru de tot ce mi-au dat strămoșii mei. Și le mulțumesc părinții, bunicii, de peste tot. Și sunt oameni minunați, chiar sunt oameni minunați. Revenind la Sfântul Ieran Nicolae, Sfântul Ieran Nicolae mai este recunoscut și ca cel care, pentru copii mai puțin bun sau care mai a făcut și câte o prostioară, mai bine și cu Nuia. Nuielușa, da. Acolo, tot așa, se reflectă această tradiție, toate că nu prea mai bine Sfântul Nicolae cu Nuielușa în ziua de astăzi. Nu mai au voie. Copii, nu pentru voi, pentru părinții. Mai au voie părinții acum. Da, pentru că... Mai au voie să-i spună să vă aducă nuielușe. Da, da. Da? Da. Asta. Deoarece în perioada Sfântului Constantin cel Mare, când a apărut o anumită neconcordanță, ca să spunem așa, și erezie din mai... pe înțeles, dar din punct de vedere teologic, adică învățături greșite în sânul bisericii, și mai exact erezia lui Arie, Sfântul Constantin cel Mare a prezidat un sinod, primul sinod ecumenic, practic, de la Nicea din anul 325. Așa, spuneți că... A prezidat și l-a chemat ca să-și expune învățătura și dogma... Sinedrin, tatălui și fiului. Era tatălui, fiului și Sfântului Duh. Dar era vorba, diferența, spuneau ei, că Arie și cu ucenicii lui, că fiul, adică Domnul nostru Iisus Hristos, este mai mic decât tatăl, dar noi vorbim de o ființă și de o singură persoană, dar întreit în o singură ființă, dar întreit în persoană. Arianismul și după aceea semi-arianismul, iată, niște a fost, curente, așa. Da, a fost condamnate de Sfinții Părinți, dintre care la acest sinod ecumenic a participat și Sfântul Ierar Nicolae. Sfântul Ierar Nicolae, văzând înverșunarea lui Arie, erezia, și cu
răutatea lui împotriva fiului, atunci, bineînțeles că s-a, ca om fiind, pentru că înainte de a fi sfânt e om și s-a enervat, s-a ridicat datorită dragostei și pe care o avea față de Hristos, față de Dumnezeu, iată Sfântul Arie s-a ridicat și i-a dat două palme preotului Arie pentru încăpățânarea lui. Nu promovăm violența, nu promovăm să fie violența, asta e o... Pentru aspectul acesta, bineînțeles că Constantin cel Mare l-a închis pe Sfântul Ierarh Nicolae, i-a luat omoforul, adică l-a decăzut din grad de ierarh, ca să spunem așa, și l-a băgat în temniță. Însă noaptea, Sfântul Ierarh rugându-se, iată, Dumnezeu l-a iertat și pentru faptul că practic spunea adevărul, lucrul acesta, i-a dăruit o Evanghelie, iar Maica Domnului omoforul. Adică așa cum preotul are epitrahilul, pe care poate să slujească anumite sfântaine, ierarhul are omofor. Și văzând Sfântul Constantin cel Mare că a primit aceste daruri și, bineînțeles, de la divinitate, de la Dumnezeu și de la Maica Domnului, și-a dat seama că, de fapt, el a greșit și nu Sfântul Nicolae, pentru că uneori mai trebuie pedepsit sau erezia sau răutarea, rășunarea, împietrirea inimii, Dumnezeu are multe căi de a îndrepta, ca să spun. Dar cu blândețe, cu blândețe, da, cu blândețe. Sunt adeptul blândețe. Cătălin, îl salut pe Cătălin Dolan, pe domnul Costel Avram, pe Nicoleta Marina Nicolicea și pe Giuvela Carmen și... Costel Avram ne spune seara magică și bunul meu prieten Gâdea Cosmin, care se află în Statele Unite Americii și este directorul centrului și este directorul centrului aparatură medicală Dolj, pe care îl aștept aici să facem o ediție foarte, foarte frumoasă, tot în spiritul sărbătorilor de Crăciun. Ne spune așa Cosmin Gâdea: felicitări pentru emisiune, Cătălin, vă urmăresc cu interes și nu trebuie să uităm o secundă că fără Dumnezeu existența noastră nu ar avea sens. Trăim vremuri grele din punct de vedere al păcii, respect, înțelegere, iubire, etc. În interacțiunea dintre oameni și doar rămânând lângă Dumnezeu putem să găsim drumul spre înțelepciune. Doamne ajută, tot respectul pentru distinsul invitat. Cosmin de asemenea este un prieten foarte bun și un om foarte, foarte apropiat de ceea ce înseamnă cele creștinești și de Dumnezeu. Pentru că pot să spun lucrul ăsta pentru că suntem prieteni foarte buni și știu foarte, foarte bine ce fel de om este Cosmin. Și l-aștept aici cu mare, mare drag. Iată că sunt oameni apropiați de, indiferent în ce domeniu ar lucra. Că sunt ingineri, cum e Cosmin, de exemplu. Că sunt ingineria și mare cât aparatură medicală ar trebui să aplece mai mult spre o știință exactă, spre anumite lucruri pe care numai rațional poți să le... Dar atunci când e vorba să știți că toți... Credința unde nu rațiunea. I-am cunoscut foarte bine pe toți cei de la Centrul Județean Aparatură Medicală Dolj și în frunte cu directorul Cosmin Gâdea și ceilalți sunt foarte, foarte apropiați de Dumnezeu și mi-a plăcut lucrul. Este un lucru foarte bun și înseamnă... Iar prin ce fac ei acolo, ei salvează vieții împreună cu medicii, pentru că ei sunt foarte mult lucrați la foc continuu. La un moment dat, probabil, și numai Dumnezeu poate să... Chiar și când lucrezi la un aparat și trebuie să-l faci repede, să pierde oxigenul și știm problema... Că n-a trecut de mult pandemia asta și COVID-ul și ce probleme erau la tuburile de oxigen. Ei au reușit să salveze foarte multe vieți împreună cu medici. Salutăm și noi și cu tot respectul. Doamne ajută, da. Revenind, părinte, da. Revenind la Sfântul Ierarh. La ce s-a întâmplat atunci la, cu acea, acel conflict, ca să zicem așa. Acel conflict care practic s-a terminat prin, bineînțeles, condamnarea lui Arie, asta din punct de vedere teologic, istoric, și punerea fazei cele prima parte a singurei credințe, crezii pe care noi îl avem astăzi, la Sinodul I și II Ecumenic a fost întocmit, ca să spunem așa, de către Sfinții Părinți, pe care noi îl rostim și îl rostim nu numai din buze, ci trebuie să rostim din suflet, adică ceea ce spunem să și credem. Pentru că asta este credința, practic, a crede înseamnă a face ceva ce a
ceea ce mai înainte s-a descoperit. Iată, despre Sfântul Ierarh Nicolae, bineînțeles, moare prin anul 400 și ceva după Hristos. El este mormântat în de unde acolo în biserică unde a slujit practica și ierarh, Mira Lichei, și avem bucuria, ce știu eu, să avem și noi din moaște Sfântului Nicolae mâna dreaptă, practic care binecuvintează, blagoslovește, în București, parcă la Sfântul Gheorghe, în Biserica Sfântului Gheorghe. Este o onoare pentru noi români să avem moaște a Sfântului Ierarh Nicolae la noi în țară, pentru că el, așa cum spuneam la începutul emisiunii, biruitor de popor, iată, reușește prin blagoslovire, prin milosebire, prin mijlocire, ca să spunem așa mai bine zis, reușește să aducă mila lui Dumnezeu și asupra poporului nostru. Așa nădăjdim și așa credem că se va întâmpla. Sigur, după Sfântul Ierarh Nicolae, iată, ne intrăm așa într-o transă, spunem așa, creștinii, împodobim casele noastre. Împodobește Vava Vradu, cum zice Fuego. Adică... Da, bucuria aceasta, chiar dacă este... Ascultăm colinde, de atunci se pot cânta și asculta colinde, bineînțeles, pentru că... De când, părinte? De când? De la Sfântul Nicolae. A, deci de mâine. De astăzi. De astăzi, gata. Putem asculta colinde, pentru că... O să cântăm și colinde, dar în ediții... Poate ne punem întrebarea, dar de ce de la Sfântul Nicolae și nu... Pentru că Sfântul Nicolae, pe lângă faptul că a dus o viață creștină și este un sfânt autentic, sfânt important în viața noastră creștinilor, mai avem și bucuria și aspectul acesta al milostivirii. Sfântul Ierarh Nicolae, chiar dacă a avut o ieșire, în ghilimele, față de arie, care, bineînțeles, era un controvertit și un împietrit, ca să zicem așa, împotriva învățăturii despre Dumnezeu, iată, această ieșire, practic, tot benefic a fost pentru creștini, a ajutat foarte mult, dar el ca om era un om foarte deschis creștinilor, foarte deschis nevoilor, atât copiilor, orfanilor, oamenilor, popoarelor, în general, tuturor care au ajutat. Aici, bineînțeles, să nu mă întind prea mult, dar sunt atâtea minuni pe care, nenumărate minuni pe care Sfântul Nicolae le-a făcut, poate mă repet iar, atât în viață cât și după moarte, cei care se roagă Sfântul Ierarh, nimeni n-a rămas rușinat, ca să-l spunem așa, față de nevoințele și de dorințele lor. O să ajung pe firul aurel și pe toți cei care ne privesc, pentru că a salutat această paralelă, am bine mie să spun lucrul ăsta, pentru că există un scandal mediatic la nivel media, există un scandal în legătură cu părintele Calistat și eu cred că fiecare om dezavuez modul de comportament cu o doamnă sau domnișoară, este un om care spun că femeile sunt minunate și extraordinare și niciun bărbat n-are dreptul să se atingă de nicio doamnă și domnișoară decât cu o mângâiere sau cu o floare. Dar cred că, făcând paralel asta, cred că toată lumea are nevoie de iertare și de mântuire. Și cred că primul pas este să învățăm și la nivel media, repet, să nu mai atacăm atât de mult biserica sau pe părinți, chiar și atunci când ei greșesc. Când greșesc, să plătească. Mi-am adus aminte de întâmplarea asta, făcând referire la acest pas de Sfântul Nicolae, și mă gândeam un pic la părintele Calistrat, care îi doresc înțelepciune și toate cele bune, așa cum doresc tuturor. Da, e important să... Am văzut și eu... E un subiect delicat, părinte, dar n-am putut să-l aduc în discuție. Dar eu am spus la toată lumea, pentru că biserica ce se întâmplă, pe lângă faptul ei... Știu că este suspendat, da, biserica a luat atitudine. A luat atitudine probabil pentru faptul, eu bine, părere personală, că nu reprezintă biserica, poate aici, dar așa nu reprezintă biserica, nu sunt purtător de cuvânt.
Dar eu nu consider faptul, pe lângă că da, biserica până la urmă este o instituție, dar față de alte instituții este o instituție liberă, în sensul că la școală, dacă nu vrei, am văzut tot prin mass media, nu știu în ce oraș, parcă Arad, așa, s-a dus cu poliția locală, profesorii ajutat de poliția locală să aducă copiii la școală. Da. Sau la alte instituții. E, biserica nu obligă pe nimeni să vină la biserică. Da. Și cei care merg acolo trebuie să aibă un comportament decent. Exact. Și atunci, eu nu consider, indiferent, poate părintele a fost obosit, parcă așa, da. Nu încerc să-l scuz de, chiar de faptă, da, nu, asta, așa, nu scuz de faptă, dar în spatele faptei văd greșelile mai de dinainte, adică acea doamnă, domnișoară, nu știu cine a fost, ce a fost, dacă nu-i plăcea părintele, sau nu, lumea nu-mi place, mi-e antipatic. Știți că nu toți oamenii suntem simpatici. Poate sunteți simpatici, poate sunteți empatic, dar poate sunteți antipatic. Și dacă cineva mi este antipatic, nu mă duc acolo. Da. Pentru că... Și preoții nu obligă pe nimeni să-i placă. Asta vreau să vă spun. Doamne, nu... Sunt mulți oameni care antipatizează preoții și spun asta, chiar dacă trebuie să află un preot astăzi la emisiune. Eu am văzut mulți oameni care își spun asta. Suntem în perioada boss-ului și în perioada boss-ului. Am auzit de schidușa la... Da. Problema lor. Am auzit de schidușa. Nu-i nicio problemă, exact. Nu-i trebuie. Da. Exact. O să fină... Vedeți, asta e mișirea tipică. Da. Unde mai vedeți voi discutând despre lucrurile astea așa deschis? O mișită cu intrat, nu-i trebuie peste om în casă. Dar eu, cum ar fi să-mi, domnule, am o parohie, am sector. Să pun toți oamenii din sector să vină să spovedească la mine. Păi da. Care vor la colegi, vor la colegi, care din alt sector vor la mine, vor la mine. Și spovedania este un act cine vrea, nu e obligat nimeni. Exact. Deci, cum nici postul nu e. Mie îmi place o... Fiecare e responsabil. Și dacă Dumnezeu dă libertate omului de a alege, cu atât mai mult preotul trebuie să dea libertate. Adică, mi-e place o pildă, era să-i o replică din zona de Biblie, nu mai știu ce am spus-o, dar sună cam așa, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Sunt apăs o pape, da. Da. Nu toate, multe. Multe. Multe, da, sunt multe, multe vă sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Toate de folos, corect, așa e. Da. Deci, cred că asta spune da. Tot. Exact. Și atunci, da, revenind la... Da, revenind la aspectul ăsta, da. Deci... Eu unul nu, așa concluzionând, nu-l găsesc atât de vinovat pe părinte. Da, gestul dânsului putea să plece sau, mă rog, așa. Da, gestul este inacceptabil. Eu pentru acel gest îl condamn, dar din punct de vedere creștinesc îi doresc înțelepciune. Chemau paznici și îl scotea. Îl scotea dacă nu, pentru că și în, de Paști poate mai sunt oameni care vin... puțin în băut și atunci ți-ar fi să, domnule, să scoată preotul afară. Nu, există instituție, ca instituție, da. Chema așa, instituția care se ocupă de astfel de lucruri și, bineînțeles, reușea să scape de sigur, răutățile, da. Sau mă rog. Dar și pe partea cealaltă, trebuia să, domnule, dacă nu îmi plăcea părintele, de ce vin să-l stresez, să-l provoc, mai bine zis așa. Da, revenind, sigur, e o perioadă în care da. Și noi trebuie să ne arătăm bunătate și față de părintele și față de doamna respectivă și față de toată lumea, pentru că, pe lângă faptul că acum perioada asta este perioada în curăție interioară, prin post, prin rugăciune, dar și o curăție exterioară, adică dacă sunt certat cu cineva, mă duc și mă fac, dacă n-am făcut un rău, mă duc să încerc să îndrept sau să-i răsplătesc. Deci întotdeauna există o da. Soluție. Pentru că iarăși îmi place foarte mult conflictele tot apar. Tot din Biblie se spune așa, nu se urmărește uciderea păcătosului, ci îndreptarea lui. Da, da. Deci fiecare, asta înseamnă că fiecare om pe lumea asta... Și îndreptarea lui. Da, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Cel mai corect îl citează părintele, da. Că știe mai bine ca mine. După cum vezi, nu mai încur. Dar tot pe acolo, tot pe acolo bat. Dar
deși fiind mirean, de asta, deci fiind mirean, le mai amestec, dar tot acolo, ba, tot acolo ajunge mesajul și mesajul e același. Asta mă duce pe mine cu gândul că orice om, oricând, are ocazia de se mântui. Da, bineînțeles. Dumnezeu îi dă această. Știți că omul zice, Doamne, îți mai dau a doua șansă, îți mai dau a treia șansă și pe aia gata. Dumnezeu îți dă șanse în șanse. Până în ultima clipă. Dar noi nu trebuie să ne fie frică de dreptatea Dumnezeu, ci de îndelungă răbdare. Această îndelungă răbdare pe care Dumnezeu, adică așteptare ca noi să ne îndreptăm, se poate transforma în mânie. Mânia și mânia dumnezească o știm din Vechiul Testament. Cele 10 plăgi ale Egiptului, tunetele ce nu vrem și adevărata mânie o vedem la sfârșitul veacului. Dumnezeu este bun și tot îndreaptă și tot ne așteaptă, pentru că există și în popor, parcă există o expresie populară care spune așa, omul pedepsește cu ceasul și Dumnezeu cu anul. Adică noi, dacă ne-a greșit cineva, pentru un ceas am vrea să se rezolve problema și dar Dumnezeu așteaptă, mai s-o îndrepta. Ei, salut și pe Maria Stoian și pe Radu Ionete și eu mulțumesc că se află atunci noi. Radu Ionete, spune felicitări pentru emisiune, mulțumim foarte mult. Revenind acum și la perioada asta de Crăciun, da. Pentru că urmează sărbătoarea sărbătorilor de anul, sărbătoarea nașterii Domnului, de fapt, da. Și de perioada de post. De ce este, am mai vorbit despre lucrul ăsta, tot timpul îmi place să rău, semnificația postului, ce e important dacă putem să ținem acel post? Să ne debulcim așa în fiecare zi? Postul... avem cam multe opțiuni astăzi să ne debulcim. Să vă spunem așa, ca păcătos, așa, postul, oficial, public și recunoscut în fața voastră. Postul acum, postul Crăciunului, postul nașterii Domnului, mai este numit din timpuri postul bucuriei. Pentru că nu este față spre deosebire de cel albastru, acum este pregătirea. Postul practic înseamnă abținere. Nu numai de la anumite mâncăruri considerate dulce, ci și de la anumite faptele, de la... Bine, de faptele trebuie să ne abținem tot timpul. Dar pentru o sărbătoare așa mare, cum este Paștele, cum e Crăciunul, cum este adormirea Maicii Domnului, Sfânt Petru și Pavel, măcar cele patru posturi, biserica le rânduiește ca la aceste sărbători important este omul totuși să se pregătească. Practic înseamnă o pregătire a omului, a sufletului, pentru a ceea ce va urma. Și bucuria este mai mare atunci când aștepți. Deci această așteptare, această pregătire, practic dezvoltă dorința interioară a sărbătorii respective, a venirii sărbătorii respective. Când aștepți un musafir, inclusiv copiii, când așteaptă pe Moș Crăciun. Când așteptarea lor este mai palpitantă și mai frumoasă, da. Mai mare atunci când trebuie să vină. Și este dacă știi versurile de la poezie. Se pregătesc, repetă poezia, repetă colindul, pentru ca să-l spună mai cu foc. Exact. Și e mult mai încântat. Ce emoții sunt atunci? Da, eu mi-aduc aminte și acum de emoții. Cu aceste emoții, practic... Când vedea Moș Crăciun. Practic, cu aceste emoții trebuie să apropie omul de sărbătoare. Că dacă ar fi... Că nu porcul, tăierea porcului sau asta aduce bucurie. Bălatul porcului venit. Sau aduce... Nu lucrurile acestea aduc bucurie la sufletul creștinului. Ci sărbătoarea, colindul... Biserica... sau legat de această sărbătoare, toate întâmplările practic reprezintă o semnificație. Biserica este plină de semnificații, de taine. De pilde, de taine. De taine. Da. Prin venirea colindul, primul colind pe care... colindul este o cântare muioasă a bucuriei.
Și primul colind pe care noi îl știm, sau denumirea de colind de apărut în lume, este practica lui îngerilor. Când ei cântă slavă între cei de sub Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoiri. Este un colind pentru că până atunci lumea era în, nu spunem, într-o relație rece cu Dumnezeu. Adică el ar fi vrut, dar nu era în păcat cu Dumnezeu. Și noi spunem că este taina economiei. Practic, cine, ca spune și Fericitul Augustin și spun Sfinții Părinți, cine a obligat pe cel neîncăput să facă lucrul acesta, să ajungă, deci cel neîncăput să devină încăput, să devină, să se zmerească, să vină în lume, în lume în care deja, deci Dumnezeu nu s-a împăcat cu omul, l-a iubit atât de mult pe om, încât din păcat l-a scos pe om, ca să poată să-l îndumnezească. Deci postul e important, rugăciunea e importantă, spovedania e importantă, toate lucrurile și doar în perioada asta. Exact. Toate aceste lucruri, practic, ne pregătesc. Îmbogățesc sufletul, îmbogățesc partea, viața spirituală. Părinte, dar aș vrea să vă întreb, pentru că ați pomenit de colind, deși da, e o perioadă frumoasă, vedem acum lucruri comerciale, noi tot timpul aici, ca să zic așa, am demitizat ghilimele de rigoare comercialul, pentru că dincolo de glume și alte lucruri serioase pe care le vorbim aici, transmitem mesajul ăsta creștin, al nostru, al creștinilor ortodoxi. Cel mai bine o face Părinte Lucian Caminte, transmite lucrul ăsta. Că îi mulțumesc foarte mult că a acceptat să facem această colaborare în sufragerie cu mare, mare drag. Da, sufragerea de credință și spiritualitate, care continuă chiar dacă am renunțat la partea cu rubricele a emisiunii. Dar vreau să vă întreb, pentru că vedem tot felul de colinde, acum vedem colinde mai comerciale. Eu cel puțin am sesizat la nivel de imagine, la comunicare, că parcă nu mai se fac colindele alea pe care eu când eram mic le auzeam. De la Pușcă, Hershey Fuego, Paula Selling, și Andra mai câțiva. Acum văd că se fac anumite melodii mai așa, mai comerciale, mai, mă rog. Aș vrea să vă întreb, da, împrumutate, da, din alte zone. Aș vrea să vă întreb care, din punctul meu de vedere, legat de lucrul ăsta, e cea mai frumoasă colindă. Care e colinda noastră preferată, Părinte? Nu știu dacă v-a mai întrebat cineva lucrul ăsta. Vă întreb eu acum în direct. Eu, știți că cel mai frumoase colinde sunt cele care practic ai deschis ochii pe ele și le cunoști ca și copii. Care este? Mie îmi place O ce veste minunată, Steaua sus răsare, Moș Crăciun, sunt colindele copilăriei, toate sunt frumoase, toate au, practic, trebuie și transmit același adevăr, că Hristos din dragoste, practic din iubire, vine pentru noi creștinii. Vine în lume să salveze lumea de păcate. Dar Steaua sus răsare și mai sunt și alte colinde din an în an. Sunt toate creștine, la vedicile comerciale, seama, comerciale, v-am zis, ele transmit același adevăr, dar sub o altă formă. Cu linii melodice, cu instrumente, cu toate astea. Care e colinda care vă aduce cel mai bine aminte de copilărie, Părinte? Că e perioada aia. Da. Cred că Steaua sus răsare. Mergeați la colindat? Da. Mergem și mă duceam și cu Steaua. Așa? Mă duceam când eram Steaua copil. Steaua sus răsare, da. Ca o taină mare, Steaua sfârcește și lumii vestește și lumii vestește. Că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia. Da. Da, frumos. Este pur teologică, ca să spunem așa. Mm-hmm. Prezintă cei trei mași de la Săric cu Steaua au călătorit și s-au dus până... Asta era prorocea. Ascultați voi, oameni cinstiți, că asta este cea mai vestit din colegii cu Balan Vestel, zicând că se vor naște trei crai filozofi, se vor naște și vor veni trei crai filozofi, înainte mergătorii... Asta mi-aduce aminte de... că l-aduc aminte perioada asta, bunicul meu Ion din partea mamei, care a trecut în neființă. Și eu de la el am învățat aceste colinde prima dată, de asta mi-aduc aminte. De aceasta vreau să vă spun și mai înainte, în sărbătoarea sau în întâmplarea nașterii Mântuitorului, în momentul nașterii, în Betlehem,
Iată de ce spun că este plină de simbolistică. Poate mulți știu, poate mulți nu știu. Și atunci îmi permit ca să dezvălui lucrurile acestea și să le spun. De exemplu, Ieslea reprezintă altarul. Biserica reprezintă Maica Domnului, este simbolizată ca și Maica Domnului, iar Ieslea, altarul, Ieslea unde, practic, cel neîncăput devine încăpător. Și atunci Dumnezeu se deșertează de slava dumnezeiască și devine om. Aici vin magii să se închine, ceea ce simbolizează, bineînțeles, toate popoarele care se închină lui Hristos se vor închina. Păstorii, care reprezintă, bineînțeles, păstorii duhovnicești, preoți, ierași, care trebuie să păstorească lumea și să aducă către Iesle, către pruncul născut, către Dumnezeu. Și darurile, aur, smirnă și tămâie, pe care le aduce lui Dumnezeu, sunt practic faptele noastre bune pe care trebuie să le închinăm lui Hristos. Deci aur, spină și tămâie sunt faptele fiecăruia dintre noi, alea bune. Acele fapte care noi trebuie să le agonisim, să le adunăm și să le închinăm Mântuitorului. Și deci prin biserică, prin păstorii, prin sfintele taine pe care le dobândim, îngerii care participă și ei, într-un mod direct, dar într-un chip nevăzut, ca să spunem așa, la fiecare sfântă liturghie. Pentru că fiecare sfântă liturghie, practic Hristos se naște odată, acum 2000 de ani, anul... Îngerii coboară pe o rază curată. Da. Și atunci ori. Toate aceste minuni, ca să spunem așa, Hristos se naște odată, dar în fiecare an, prezentând, trebuie să se nască în fiecare an în sufletele creștinilor. Și dacă noi nu cunoaștem biserică, nu cunoaștem sfinte taine, nu cunoaștem fapte bune, adică nu le participăm, nu le avem, atunci nu simțim că Hristos se naște. O să salut pe Mihai Asterie și mulțumesc că se află alături și mulțumesc tuturor celor care se află în acest moment alături de noi. Am văzut, apropo de lucrul ăsta, în Albă Sfinția sa Teodosie, Mitropolitul Constanței, și-a făcut cont de TikTok. Eu cred că e un lucru bun. Pentru că astăzi, am văzut, a fost știre. Acum o lună, cred. Astăzi, cred că și aceste canale, Facebook, TikTok, YouTube, da? Că na, suntem la emisiune online, contează, nu? Și biserica i-a datată la lucrul ăsta. Iată, dumneavoastră veniți aici la o emisiune live pe Facebook, da. O facem, sunt foarte multe slujbe, am văzut foarte multe biserici, foarte mulți preoți și din diaspora și din România care transmit live pe Facebook slujbele. Ei, mi se pare un lucru frumos. Nu știam, m-au dat acum prima dată, sigur, e bine. Dar din punctul de vedere, acum vedeți, internetul și toată știința asta online, ca să spunem așa, are și lucruri bune și lucruri mai puțin. Depinde cum le folosim. Depinde cum le, exact, cum le folosim și cum le interceptăm. Chiar și eu am TikTok, să spunem așa. Bine, nu-l folosesc, dar... Da, apăreți la mine. Da. Și... La emisiuni. Dar am zis să... Da. Biserica, în general, este... primește... E receptivă, exact, deschisă, dar ea este și păstrătoare. Da. Are... Și apropo de lucrul ăsta, am mai spus-o, mai spun și acum, pentru cei care spun, mai ales biserica noastră ortodoxă, cu tot respectul pentru toate confesiunile și cultele, am auzit critici foarte mult, biserica rămâne nu știu cum. Biserica ortodoxă este conservatoare și rămâne conservatoare pentru că asta e statutul ei. Da. Acum nu putem să, cu tot respectul pentru toată lumea, da? Indiferent ce opinie au, dar Biserica Ortodoxă Română rămâne conservatoare. Pentru că ea este acea corabie, da? Da. Care ne-a ajutat pe noi românii și nu numai români, pe români, în momentele grele. Și trebuie să ne aducem aminte de lucrul ăsta. Pentru că țara asta a trecut prin
comunism, prin, mă rog, am foarte mulți sfinți în închisorii de comuniste, s-au născut foarte mulți sfinți. Da. Adică, dacă vorbim de Valeriu Gafencu, dacă vorbim de Jurnalul Fericirii, îmi scapă numele celui care a scris Jurnalul Fericirii, e evreu, îmi scapă numele, din păcate, poate o să-mi aduc aminte, și mulți alții. Sunt sfinți și sunt sfinți foarte mulți și necunoscuți. Biserica și țara noastră, până la urmă, este adevăr o plăcită și nu se pierde biserica. Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Nu se pierde niciodată, pentru că biserica în sine este practic o instituție, de aia se numește teandrică, adică divină umană, instituită de Hristos. Și atât de se săvârșesc Sfinte Taine, Sfântă Liturghie, practic omul poate greși, indiferent că este preot, că este diacon, că e erar, un om poate greși. Corect. Sinodul nu poate să greșească, de aceea este biserica noastră ortodoxă, practic e condusă de sinod, este de un om. Și atunci această taină de a ține biserica, practic este datorită faptului că e ținută de Hristos și Hristos nu greșește. E instituită. Și lucrul acesta spune practic, în Sfânta Scriptură, când Mântuitorul zice biserica Petru, deci Petru pe această piatră de zi biserica mea, adică pe credința apostolilor, și porțile iadului nu vor birui pe dânsă. Întotdeauna și a fost comunismul, o să mai fie, sunt convins că prigoane împotriva bisericii de la Hristos de vreo 10 ani încoa sunt unele, dar nu s-au oprit și nu se vor opri până concertate, așa cum face, apropo, că n-am mintit degeaba pe Părinte Gabriel sau Visarion sau, mă rog, Comaș, că uite, dau acum din toate categoriile. Cum e un preot care a călcat pe bec, să folosesc așa un... S-a bătut. Gata. Biserica, popii, mă scuzați, părinte, ăștia. Bă, stați așa, că nu e chiar așa. Până la urmă, în orice meserie pe lumea asta, sunt oameni care poate mai greșesc sau poate nu sunt prea înzestrați, să zic așa. Asta nu înseamnă că biserica, și atenție, nu mă refer aici la instituție, nu fac aici o pledoare pentru Bor, Biserica Ortodoxă, Biserica Administrativă, pentru Patriar, nu mă interesează, pe mitropoliți. N-am nicio treabă, da? Eu vorbesc de biserica spirituală. Și am mai spus-o și o spun încă o dată, este față și cu părintele, de câte ori spuneau oamenii, bă, că popii, eu nu mă duc la biserică, mă scoiască, nu mă duc pentru popi, pentru preot, eu mă duc pentru Dumnezeu acolo. Preoții sunt intermediari la un moment dat. Nu sunt intermediari și au acest har, da? Dar n-am treabă, că sunt foarte mulți oameni care au chestia asta. Nu te duci la biserică pentru un părinte sau altul. Sau dacă undeva acolo un părinte a greșit, uneori te mai duci, da. Eu vorbesc de mine. Și am foarte mulți prieteni în zona asta și în zona asta. Începând cu părintele Camenița, alături care fac emisiunea, cât și alți duhovnici care sunt de har. Cum sunteți și dumneavoastră, oameni de har. Dar, încă o dată, te duci acolo pentru Dumnezeu. Și dacă într-o anumită, nu știu, biserică, la un moment dat, un preot a făcut o greșeală, nu înseamnă că te mai duci la biserică, că nu știu, a făcut Visarion sau a făcut Calistrat sau a făcut nu știu cine. Ce e asta? Mă uit la, că aici e domeniul de imagine, de comunicare, mă uit la această manipulare care e de 10 ani de zile, deja, de mai bine de 10 ani în România, în care, se lovește la greu în biserică. Am mai spus-o și o să o spun. Nimeni nu e perfect, eu sunt un simplu păcătos și am recunoscut aici, dar biserica și Dumnezeu nu trebuie lovite, din punctul meu de vedere. Hai să... și văd că se întâmplă lucrurile astea, din păcate. Și chiar și în vremea sărbătorilor. Da, bine, acum pentru defăimarea imaginii bisericii și aspectele astea... Bacă nu știu ce mașini au popii, bacă nu știu... Stai un pic, acum fiecare are cât muncește, nu știu, poate unii, apropo, și mașinile scumpe, care vreau să știți că sunt unele în rate, ca și nu e chiar așa cu banii jos. Cum au unii șmecheri pe care voi îi apreciați,
și vă uitați la ei pe TikTok și pe chestia asta. Adică nu vreau să fiu rău, parcă e la modă să fii bun. Acum, e bine să fii bun în perioada asta, da? Mai glumește, știți că mai glumă, mai să-l vă spun totdeauna de ori, dar trebuie să spunem lucrurile astea. Da. Că până la urmă m-am săturat toată ziua, Doamne, uite ce... Și să știți că, din păcate, am constatat pe oamenii să recepțim la chestia asta. Pentru cârcotași, ca să spunem așa, trebuie să le dăm o satisfacție faptul că atunci când preot a greșit, a fost scos afară din biserică. Bun, și eu n-am mai înțeles. Atunci când, chiar și când nu era, era mai greu, pentru că... Da, fiind oameni exact, de mănăstire, fiind oameni rugători, nu greșesc ca un om care e mirant și este mult mai... Corect, da. Și atunci, încă o dată, apropo de asta, eu am și prieteni atei și atei. De ce ar trebui să, dacă sunteți atei, să, nu știu, să blamați biserica? N-am înțeles lucrul ăsta. Sunteți atei, v-a obligat cineva să... credeți sau să nu credeți în ceva, adică nu o să înțeleg lucrul ăsta. Da. Sunt și atei ok pe care respect și respectă credința și biserica, ok, nu o frecventează, e treaba lor, dar sunt și oameni care sunt foarte înverșunați. Și eu am mai găsit aici o chestie, o explicație, că tot timpul, apropo de lucrul ăsta, biserica și religia, da, religia noastră creștină și frumoasă noastră religie creștină-ortodoxă, ne învață lucruri foarte bine, foarte bune, cum să fii, cum să te poți. E mult mai ușor decât să respecti ce... Nu e așa ușor să respecti ce e acolo, da? Toți facem păcate și știm foarte bine de lucrul ăsta. Iată, e o spovedanie publică asta. Da? E mai ușor să... Din punctul... Asta am găsit o explicație. E mai ușor să blamezi, să dai cu pietre. Ai, Doamne, ce... decât să respecti lucrurile alea. Da, de asta și merg unii pe latura asta. Sunt și creștini care sunt împotriva bisericii tot datorită acestui fapt că... Da. Unui host care fură după... La destui să nu fure, nu prea te mai vede bine. Un om care vârfește când îi spui... Domne, sau alte păcate. E mai ușor să... Sau zice, hai, Domne, lasă, zic ăștia mie. Nu zic, apropo, lucrurile sunt revelate, nu sunt scrise de preoți sau de... Există... Sunt revelate, nu? Interesă, dar... sigur, până la urmă, știți cum... Timpurile vor trece, toate se vor șterge, toate se vor da uitării, dar să știți că biserica nu se va da uitării, și nici omul nu se va da uitării în cartea vieții, adică înaintea lui Dumnezeu. Nimeni. În fața oamenilor se va da uitării. Adică indiferent ce am fost, puteam să fiu și mare ministru sau mare general sau... aceștia cu timpul pierd în istoria omenirii. Dar când ești mare rugător, mare înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă ești vei fi dat uitării de oameni, dar, până la urmă, ce e mai importantă, slava lumească sau slava dumnezească? Și nu ești uitat de Dumnezeu acolo în cartea vieții și, până la urmă, practic asta ne dorim cu toți, indiferent că suntem creștini, că suntem, să fim cu divinitatea, să fim într-o bucurie, într-o fericire. Lucrurile acestea, iată că fac ce fac și revin la același subiect din de astăzi. Da, pentru că mai avem puțin și... Bucuria, practic, pe care este în cer, la cu Dumnezeu, Dumnezeu nu o ține numai acolo și vrea să o transmită și omului. Dar pentru a se transmite bucuria omului, pentru a fi bine, pentru a fi sănătos, trebuie întâi să te curățești, adică să te pregătești. Pregătirea aceasta, postul, până la urmă, este o, mulți zic, meditație. Nu e meditație, dar este o raportare a conștiinței, da? Ne gândim la noi, suntem, ne devenim că suntem păcătoși, ne curățim prin spovedanie și astfel participăm la bucuria pe care Dumnezeu vrea să nu fie numai în cer, să fie și pe pământ. Mm. Să fie, ce să zice, slavă pentru cei de sus Dumnezeu, pe pământ pace, asta ne dorim, pace, Domnul între Dumnezeu. Oameni, bună voire. Mai ales astăzi. Atât de actuale aceste... Sigur, zicem, dar trebuie să și facem lucrurile acestea. Că mulți zicem de aici, nu cel care zice Doamne, Doamne, ci care face voia Tatălui. Zicem, suntem rugători, dar parcă suntem din ce în ce mai răi, suntem din ce în ce mai închiși noi, din ce în ce mai... neaplecați la nevoia și durerea fratelui. Acum nu trebuie să fim simpatici, să le ajutăm toate cei care are două haine să dea cel care are una, să ajutăm pe cel nevoiaș,
dar măcar dacă nu putem, măcar să fim empatici, adică să încercăm să ajutăm cu o vorbă, cu... să știi, contează foarte mult și o vorbă bună unui om în durere, dacă este și o spui atunci când are nevoie, că l-ai făcut fericit. Așa dar... este. Da. Da, foarte, foarte frumos, suntem la final acum, îl sar pe Mirela Rusu din nou, pe Lucian Stănculescu, pe Elena Anca Gamință, Mihaela Sterie, pe toți cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc tuturor celor care am trimis mesaje și în privat, dar nu pot să vă răspund în privat decât după emisiune, vă mulțumesc mult de tot. Care ar fi mesajul de final, dar înainte de a merge la întrebarea intervievatului pentru intervievator, cum am introdus-o eu în alta interviu, adică ce ați dumneavoastră, părinte Lucian Gamință, să mă întrebați pe mine de față cu toți cei care ne privesc. Vă rog. Da. Aici vreau să fac o mică paranteză și să încerc să spun celor care ne urmăresc că am încercat să vă întreb înainte de emisiune ce ați dori să vă întreb și domnul Cătălin, foarte fair play, a zis, nu, părinte, îmi place să... Vă mulțumesc, părinte, da. Păi nu, eu chiar așa sunt și în fața camerei și în spatele. Da. Acum e... e și mult mai greu să... Ce ar vrea să vă întrebați? Nu mă interesează, adică nu... Da, acum, ca așa, ca în glumă sau... În serios. Mai în glumă, dar ziceți mai în glumă... Părinte, mergeți pe vizora asta, mergeți cu unde... Mai în glumă... V-ați făcut ghetuțele? Da. Mai în serios, da. Și mai în serios. Mai în serios mi l-am făcut, să știți. Da, și mai în serios. Și l-aștept pe Moș Nicolae, dar în primul rând îmi doresc din tot sufletul ca Moș Nicolae să meargă în seara asta la toți copiii care au nevoie de el. Da. Asta e cel mai important. Atât fizic și în primul rând să mijlocească pentru noi, pentru că noi poate punem aspect pe lucrurile materiale, trecătoare, vremelnice, dar important este să roage pentru noi, pentru mântuirea sufletului, bineînțeles, pentru legătura cu Dumnezeu, pentru sănătate, că vedeți dumneavoastră, are Dumnezeu grijă și de cel sărac și de cel mai înstărit să îi lipsească. Cel care e mai înstărit și nu are credință, nu are bucurie, degeaba e înstărit, că și din ce are nu-i place nimic și e mereu nemulțumit. Iar cel care are o jucărie, da, el care are o jucărie și pentru acel cățeluș de pluș sau, eu știu, o jucărie mică, cât de mică ar fi și neînsemnată, se bucură din tot sufletul. Important este bucuria și pacea, pacea aceasta cerească, duhnicească, să coboare și la noi. Iar ca mesaj, n-aș putea să spunem mai frumos decât spune o cântare bisericească. Două lucruri ați întâlnit, da. Părinte. Să spuneți cum v-ați simțit aici alături de mine și alături de noi live pe Facebook în sufragerie. Și o să mai citesc și un mesaj, pentru că avem un mesaj foarte frumos de la Irina Borgoslov. Mulțumim din suflet pentru această emisiune. Cu ocazia asta ne încălzim sufletele și așteptăm cu emoție nașterea Domnului nostru. Sărbători binecuvântate. Mulțumim foarte mult. Doamne ajută! Mulțumim și Ninei Cazacu, care se află pe noi, Alin Ghiță Culescu și toți cei care ne urmăresc. Nina Cazacu chiar este rudă, e mătușa mea de la Drobeta Tunseveni și mulțumesc că se află pe noi. Ca de fiecare dată m-am simțit bine, într-o bună voire, ca să spunem așa, și bineînțeles și cu emoții pentru sărbătorile, chiar și adică toată lumea retrăiește mai frumos decât amintirile copilăriei, retrăirea sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor bucuriei. În orice lucru mic este o bucurie atunci când e cu drag, veselie și bună voință. Și într-adevăr trebuie să amintesc și eu de minunații mei părinți, Eugenia Scumpic și Ion, pe care îi iubesc și le mulțumesc foarte mult pentru tot ce mi-a oferit și mi-o oferă, și bunicii mei Renuța, pentru că știu că acum ne urmăresc tot acolo de la Drobeta Tunseveni. Și apropo de zona asta de medinți, părinte, că încheiem tot așa și revenim așa, e important, dar nu doar în perioada asta, să fii aproape de familie și de cei dragi, de părinți, aveți grijă de părinții voștri, de bunicii voștri, de oamenii care sunt în nevoie. Și chiar, cum spuneam mai devreme, cred că despre asta e vorba. Și atunci când vorbim de Moș Nicolae și când vorbim de Moș Crăciun. Ca toți cei care au nevoie de
neapărat de lucruri materiale, de o vorbă bună, de iubire, de o îmbrățișare, de lucruri care vin din suflet și din inimă. De un telefon, de orice. Exact. Da. Un telefon, să dați un telefon. Da. Sau poate un copil au nevoie de un iPhone, un smartphone. Luați-le, domnule, și tablet, dacă vă permiteți, luați-le. Da. Iubiți-vă părinții, iubiți-vă bunicii și de partea cealaltă. Iubiți-vă copiii, iubiți-vă nepoții și arătați-le lucrul ăsta în fiecare zi din viețile voastre. Da, ca mesaj, ultimul mesaj și, așa cum spuneam, în catavațiile acestea ale nașterii Domnului sună cam așa și acesta ar fi mesajul. Hristos se naște, slăviți-l, Hristos din ceruri, întâmpinați. Doamne ajută! Hristos se... se naște, slăviți-l, Hristos din ceruri, întâmpinați. Bine, foarte frumos, foarte frumos. Mulțumim, mulțumesc, Părinte, și vă mulțumim. Ca adevărat creștin. Mulțumesc, Părinte, și vă mulțumim pentru că sunteți de fiecare dată alături de noi. Vă doresc sărbători fericite și, și cu multe bucurii alături de, de cei dragi și vouă, Doamne ajută, și să ne vedem cu bine în ianuarie, la anul, da, care vom discuta despre, probabil despre perioada de Sfântul Ion sau ceva de genul, da, în zona asta, sau ce sărbători, sunt, ce sărbători mai sunt în ianuarie, că recunosc că nu știu foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată toate cele bune și sărbători fericite. Doamne ajută! Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook în sufragerie. Iubiți-vă unii pe alții, iubiți-L pe Dumnezeu și, într-adevăr, gândul meu de final este către toți copiii care, care în seara asta îl așteaptă pe Moș Nicolae și îmi doresc din tot sufletul ca toți acei copii care îl așteaptă pe Moș Nicolae și care au nevoie foarte, foarte mare de el să primească tot ce își doresc. Este cea mai mare bucurie și dacă vreți ca în încheiere așa, este una din cele mai mari dorințe ale mele, un om și un copil, cum foarte mulți dintre voi sunteți, și de asta făceam referire și la familia mea mai devreme, la părinții mei, la bunicii mei, din toate zonele, că v-am spus, din mai multe zone. Eu și alții ca mine, și alții ca voi, dintre voi, dragilor, am avut parte de toate lucrurile bune, de dulciuri, de jucării. Și cred că noi, cei care am avut parte de lucrurile astea, trebuie să ne gândim și la cei care sunt în această perioadă în situații mai grele și poate sunt copii care nu își permit să aibă lucrul ăsta. Și mesajul meu este să nu uităm de acești copii. Niciodată. Rămâne să fii bun. Rămâne să fii bun. Rămâne să... și nu uita... Da. E sărbătoare și e, da, că se potrivește exact pe drept cu ce am spus eu. Da. E sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar nu uita, când fii ești voios, române, să fii bun. Fiți buni. Doamne. Pentru că fiind buni, nu veți avea, și fiind buni și dăruind, nu veți avea nimic de pierdut. Niciodată. Ba din contră. Veți câștiga. Și cred că cea mai mare câștig sau moștenire, cum se spune, este împărăția lui Hristos. Da. Asta e cel mai important. Și la final, dincolo de orice, doar asta contează. Doamne ajută! Mulțumesc, Părinte! Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni! Să dea Dumnezeu să ne vedem, să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor! Multă sănătate tuturor! Până la live-ul următor! Eu sunt Cătălin Ionuțene! Nu uitați! Mai în glumă, mai în serios, eu vă spun totdeauna adevărul!